Societatea Meridian 22 a demarat lucrări generale de curățare și spălare a conductelor de apă din Lugoj pentru a îmbunătăți parametrii de livrare către populație. În lipsa retehnologizării echipamentelor de tratare a apei și a finalizării branșărilor la noua rețea de apă, societatea apelează anual la astfel de acțiuni pentru a mai reduce din mirosurile produse de bacteriile formate pe țevile de distribuție a apei. Problemele cele mai mari reclamate în fiecare an de lugojeni sunt pe străzile din cartierul cuprins între Vicențiu, Babeș, Oituz, Bocșei, Herendeștiului, Tudor Vladimirescu, Vlad Țepeș și Zorilor, unde apa este livrată de la uzina numărul 3, aflată de mai mulți ani pe agenda primăriei pentru lucrări de modernizare, însă proiectul nu a fost finalizat nici până în prezent. Potrivit celor de la Meridian 22, din cauza faptului că în acest cartier se consumă cantități mai mici de apă față de restul orașului, conductele nu se curăță suficient. Ele trebuie ajutate în fiecare vară prin spălări repetate pentru a reduce efectul de miros de baltă, care apare în perioadele cu temperaturi ridicate. Până în prezent s-a reușit o primă spălare generală a conductelor, a comunicat Meridian 22. În perioada următoare, lucrătorii operatorului de apă canal vor interveni pe conductele de tip capăt de traseu amplasate pe străzi.